Probele din cadrul simulării naționale au început astăzi, 22 martie, la ora 9, moment în care, în fiecare clasă, se deschid plicurile sigilate care conțin subiectul multiplicat, potrivit procedurii oficiale de desfășurare a probelor de la simulare. Accesul elevilor în școli a fost permis până la ora 8:30. Pentru cadrele didactice, venirea la școală are loc în intervalul 7:30, dacă sunt membri ale comisiei de evaluare. Profesorii asistați vin la ora 8, iar profesorii evaluatori vin la ora 14. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise pentru fiecare din probele simulării bacalaureatului pentru elevii clasei a 12-a sau a 13-a este de 3 ore, începând din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui candidat. Elevii sunt așezați câte unul în bancă, dar doar elevii din aceeași clasă în ordine alfabetică. Regulile sunt aceleași cu cele de la examenele propriu-zise, iar supravegherea probelor cu sistemul audio-video al școlii este reglementată de procedura din anul școlar 2019-2020. Simulările de evaluare națională și bacalaureatul 2021 pot fi reprogramate în școlile din localitățile aflate în carantină, dar nu mai târziu de 15 mai, a decis ministrul educației. Elevii înmatriculați în unitățile de învățământ din localități în care incidența acumulată în ultimele 14 zile a depășit nivelul de 6 la 1000 de locuitori vor putea susține simulări ale examenelor naționale cu prezență fizică după încetarea măsurilor de carantinare, conform unui calendar aprobat de inspectoratele școlare, dar nu mai târziu de 15 mai 2021, anunță Câmpianu. În această situație, subiectele vor fi elaborate de inspectoratele școlare, dar nu de Ministerul Educației. Rezultatele obținute la simulare nu se contestă, nu se afișează și nu sunt făcute publice. Sunt comunicate elevilor și analizate la nivelul fiecărei clase prin dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții și la nivelul Consiliului Profesoral pentru adoptarea măsurilor adecvate de îmbunătățire a performanțelor școlare. La solicitarea scrisă a elevului sau părintelui sau tutorelui, notele obținute la simulare pot fi trecute în catalog. În 24 martie va avea loc proba la alegerea profilului și specializării, iar pe 25 martie simularea probei la limba și literatura maternă. În 31 martie vor fi afișate rezultatele. Simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a 8-a va începe pe 29 martie cu proba la limba și literatura română. În 30 martie va avea loc simularea la matematică, iar elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă vor susține pe 31 martie simularea probei la limba și literatura maternă. Având în vedere recentele evoluții epidemiologice pentru a asigura pregătirea nediscriminatorie în vederea susținerii examenelor naționale determinate pentru viitorul tinerilor, Ministerul Educației completează ordinul privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a 8-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat în anul școlar 2020-2021. Astfel, elevii înmatriculați în unitățile de învățământ din localitățile în care incidența acumulată în ultimele 14 zile a depășit nivelul de 6 la 1000 de locuitori, vor putea susține simulări ale examenelor naționale cu prezență fizică după încetarea măsurilor de carantinare, conform unui calendar aprobat de inspectoratele școlare, dar nu mai târziu de 15 mai 2021. În această situație, subiectele vor fi elaborate la nivelul inspectoratelor școlare, declară ministrul. Potrivit acestuia, pentru asigurarea protecției sanitare, unitățile de învățământ vor putea decide în funcție de infrastructură ca în zilele în care se organizează simulări ale examenelor naționale, activitatea celorlalte clase să se desfășoare online, indiferent de scenariul de organizare și desfășurare a cursurilor valabil în zilele respective.